Bună seara, mă numesc Eniță Marius și aș vrea să vă arăt cartea mea preferată, Grădina Secretă, de Frances Hodgson Burnett. Când locuia în India, Mary Lennox era o fetiță bolnăvicioasă și nu prea prietenoasă cu cei din jurul ei. Din nefericire rămâne orfană și este trimisă în Anglia pentru a locui la misterioasa reședința unchiului său, Archibald Craven. Acesta nu prea se ocupă de ea și nu prea o ajută să se schimbe într-o persoană plăcută. Este singură și nu are cu cine să se joace, dar într-o zi află de existența unei grădini secrete în care nimeni nu are voie să intre. Apoi Mary descoperă o cheie veche într-un vas de flori și dintr-o dată un val de magie o conduce către o poartă interzisă. Când rotește cheia încuietoare, Mary intră într-o lume pe care nu și-ar fi putut-o imagina vreodată. Ocupându-se de grădină, alături de grădinarul Ben Waterstaff și de vărul ei Colin Craven, Mary însă își înflorește și se transformă într-o ființă optimistă și veselă. Înțelesul acestei cărți este că liniștea sufletească și sănătatea trebuie cultivate precum florile unei grădini îngrijite cu dragoste. Vă recomand cu drag. La revedere!